Pentru această rețetă avem nevoie un gălbenuș de ou, ulei de măsline, parmezan, pâine prăjită, sare, usturoi, pudră, piper, piept de pui fiert, muștar, zeamă de lămâie, salată verde. Gălbenușul, sare, piper și usturoi. Adăugăm zeamă de lămâie. Adăugăm muștarul. Cam o limonită. Adăugăm usturoi. Acum acesta este pieptul de pui fiert și tăiat cuburi. Pâinea prăjită unul cu bucățele. Adăugăm parmezan din abundență și amestecăm. Mai amestecăm cu un pic de piper. Un pic de parmezan. Și este gata. Tot bună!